Salutare dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog, ia uitați puișorii de Australorp și Marans, negru arămiu, ia uitați pui toți puișorii, din păcate unul a murit pentru că unul de Australorp pentru că a ieșit cu defecțiuni, cu probleme din naștere, din ou și a murit, dar nu este nimic, asta e. Ei, de ce au 4 zile? Ia uitați cât de mari s-au făcut, adică în 4 zile este ceva wow. Deci mulți se întreabă de ce au aceste aripi albe la, la, aripă, la aripi unii de Australorp. Penajul se schimbă. Ei au penele albe, dar penajul se schimbă. Nu sunt corciu, corcituri. M-a mai întreba cineva, Robert, ferma lui Robert, dacă este în regulă și se speria că sunt corcituri. Nu sunt corc corcituri, așa sunt ei. Trebuie să le fac și curat. Ia uitați, au gușa, este plină. Ia uitați ce gușau au. Ia uitați ce gușa au, plină, plină. Au apă acolo, sunt superbi. Acestea sunt australorp, ia uitați un pui de negru arămiu. Oh, au căzut, nu stăm. Un puiu de marans negru arămiu, de la găinile mele. Eu zic că s-au dezvoltat destul de bine, au căldură, au bec aici, după cum se vede au bec de 70, parcă 75 de vați a fost de 100, dar l-am schimbat pentru că le era foarte cald, plus de asta este foarte cald și în casă și le era foarte cald. Ia uitați cum le iau becul, deja se îngremădesc pentru că le este frig. Nu o să i mai țin mult, o să i las. Eu cred că s-au dezvoltat bine. Spuneți și voi părerea voastră în comentarii. Au le dau ou le dau făină, le dau orez, le dau brânză, tot ce trebuie, adică pentru primele zile. Cam acesta a fost video dacă vă plac vlogurile mele, vă aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!